Ok, să încep. Începe cu explicații, de ce îmblă cu Ecoson și ce vă ocupați. Ești mai la Asociația pentru Protecția Minorilor. Noi și ne ocupăm acum în preajma sărbătorilor de iarnă. Întreaga echipă, noi suntem republicani, avem filiale în fiecare raion. Sunt persoane care vând toate focuri de acfirci, târzi și chestii astea cum se cheamă pentru păi, de aruncat. Vine un copchil când cumpără. Taman că copchii își cumpără și taman copchii copchii își cumpără, când nu vine unul mare să cumpere putare, să fac el putare așa. Am înțeles, așa. Și cumpără și nici nu știi, după statistică, în fie episod că la spitalul ăsta de urgență, de urgență 25% din procent cât copii avem noi în țară nimeresc ori la spital din urgență, ori prin raioane, numai cu probleme de la pitărzi, la focurile astea de acficii. Ba nu are deget, ba în ochi, ba arsuri diverse, graduri astea mai mari. Și noi inducem și ne spunem, aveți licență, de ce veniți fără bon și chemăm poliția. Și noi dacă colaborăm activ cu poliția din toată țara, nu numai din capitală, dar și prin raioane, și prin sate, cu poliție și sectoare, vin și confiscă marfa și le faci și procesă. Acum și fac imediat departe că le dă înapoi și îi duc chiar peste 10 metri mai la stânga sau mai la dreapta și vând. Eu nu pot confirma asta. Nu, dar e minunat dacă iau o amendă, două, trei, s-ar putea să lase de business-ul ăsta. Iau amendă, ia două, trei, și văd caz, dar nu mai sunt așa mulți. Prima dată când am ieșit eu cu echipa mea, noi am fost formați, am fost cât, 67 de băieți am fost. Așa mai are asociația. Am făcut așa un val prin tăt Chișinău, și tăți au luat, apoi 1-2, numai numerele noastre le aveau. Vine, tăți făcuri de acfizie și chestii astea, numai de astea. Minunat, dar cum ați putut să vă organizați atâția? Păi asociația noastră activează deja de 2016, înainte s-a numit Asociația în viitor mai bun. Acum e Asociația pentru Protecția Minorilor. Noi activăm în 2016 și în fiecare an facem așa. Pur și simplu, anul trecut nu prea am avut așa mulți tineri binevoi care doresc să facă voluntariat pentru lupta asta în combaterea. Dar n-aveți granturi, n-ați aplicat cu proiecte și toate numai pe voluntariat. Da, am înțeles. Voluntariat. Am spus că deși să mă duc eu să mă chinui să iau niște bani, când timpul ăsta cât eu iau bani, dar ei vând, vinde, azi face 25.000 de lei și el ți-a dus acasă. Mâine îl găsești, n-al mai găsești. Pune cu o cutie. Și interesant, nu știu, poliția... Și asta e singura preocupare cu petardele? Nu, noi mai mult pe plan juridic, dacă are probleme acasă, în familie, este. Dar ce, aveți juriști în asociație? Da, avem juriști în asociație, avem centri de reabilitare, probleme psihice, droguri, alcool. Dar la asta sigur trebuie bani. Nu, trebuie tot gratis, avem psihologii noștri care gratis fac. Noi tot e gratis. Dar cum îi motivați pe oamenii ăștia să lucreze cu voi, juriști, psihologii? Pentru că sunt oameni care vor să schimbe viitorul. Ei tot sunt care vin din România, care vin de psihotare și vor să facă schimbi ceva pentru noi, să lupte împreună cu noi. Și noi dacă avem contract de colaborare cu mai multe organizații din România și de prin alte țări, și așa luptăm noi. Vine un om, o ajutat și poate să-i ajutează. Hai, poate să zici, acum de sărbători noi facem colecte de produse alimentare, haine și chestii de astea și le dăm. Vine un om, am acasă niște haine care sunt bune, dar nu le mai pot cu smis sau mari, ori chestii. Te dă la noi și noi avem o listă în baza de date. Dar cum află lumea de voi? Că nu am auzit de voi pe internet. Simplu, sunteți pe Facebook, da, așa se numește asociația? Asociația Obșească, Asociația pentru Protecția Minorilor. APPM, da, e ca așa, APPM, aveți ștampilă și tot. APPM e prescurtare. Da. Suntem la Ministerul Justiției. Noi nu suntem mai mult să facem reclamă. Noi să luptăm, important. Pentru noi e lucru de bază, pentru că să luptăm cu combaterea asta, nu să ne facem reclamă pe site-urile astea. Am intrat în Piața Centrală, acolo... cum lumea mai vede? Vă spun, am fost păcat și scos în tătii. Te recunosc deja. Da, eu numai dacă mă duc, nici legitimația nu mă iau. Câteodată haine încep să se dezbracă și pune numai să nu văd. Dar mă duc și oricum ridic și e asta. Hai la o parte, am chem poliția și tot vin. Și așa te numești cum scrie acolo, Ion Planari, da? Planari Ion Nicolae. Da, președintele asociației, azi ești așa un pic de... A, chiar ești liderul asociației? Da, eu sunt liderul asociației. Bravo! Eu am fondat-o, eu sunt lider și am spus, am băieți care tare bun în asociație, ideea e că ei nu au salariu și ei ajut și eu. Dar pe ce numai băieți, nu aveți și fete? Avem și fete, dar fete mai puține, avem fete numai care sunt asistent așa pentru filiale. Ei răspund numai, coordonează că fetele mai... Dar pe unde aveți filiale? Oftim? Unde aveți filiale? Sediu central este în orașul Ialoveni, strada Alexandru cel Bun 31. Aha, nici nu-i din Chișinău, dar din Ialoveni. Nu-i chiar din Ialoveni. Avem și filială în Chișinău, dar în moment se reorganizează. Pentru că am avut un sediu, dar s-o închis, pentru că acolo trebuie mulți bani și noi am dat faliment. Filiala din Chișinău nu a mai avut sponsorizare, dar acum găsim un sediu nou. Dacă găsim, deschidem din nou, reorganizăm, băieții sunt, adică e acasă, la dânșii mei, fapt. Acasă e acasă. Azi vin un omul la tine acasă, spun, vezi că... Să-ți spun numărul de telefon, nu? Spune. 060-44-6744. Telefonul tău, al liderului. Asta e linia verde la asociații. Sunați, orice problemă, avem echipaj de intervenție, securitate.
acum aveți o problemă gravă, el în 15 minute, 20 cel mult, mai operativ un pic ca poliția. La Ialoveni, cred că. Nu, în toată țara, avem pe fiecare. Acum în 15-20 minute să ajungă la Brăceni, la Cahul, nu, dar în Găgăuzie. Raioanele și alea, prin raioane care îți duc prin sate, un pic mai greu. Eu mă refer numai de orașele astea care sunt pe capital, așa, de suburbii și de Chișinău. Dacă, de exemplu, în Chișinău, noi în Chișinău avem două mașini, băieții dansă și acasă. Numai s-a întâmplat, trebuie să o îmbrăcat. Și s-a dus deja la locul. Și ce te ajută? Să deschizi ușa sau să speli butoaiele? Merge un băiet, mai ales acum, și să vin vreo doi. Dă bani în coasă, ok, se dese, așa începe să-i furi. El sună, ne sună pe noi și anunci să-ți duc și-l ajute. Dau primul ajutor, mai repede pentru poliția, dacă sunt și îi spui că te-o bătut, în vreo 40-50, poate și o oră și ceva, poate să apară. Dar noi repede îl ajutăm, că vine și ambulanța, ducem noi, dacă trebuie, îl ducem la spital. Tot să facem, adică le ajutăm cu ce are nevoie. Sau sunt cazuri de astea că vede un om care, măcar că suntem protecționari, dar vede o persoană în vârstă, stă și în gheață, nu are anadapost. Tot îl luăm și îl ducem la un centru oarecare. Până asta, dacă sunt cazuri că este o fată violată sau, și părinții, fata nu vrea să adreseze la poliție. Dacă se adresează la poliție, se începe un dosar. Tot se adresează la noi, îi ajutăm. Ducem la centru de reabilitare, acolo vine și toate problemele astea se rezolvă. Astea sunt niște termeni care trebuie discutat mai mult, nu așa. Interesant, n-am auzit, mă bucur să aflu de voi, asta sper e, că e adevărat ceea ce spui. E adevărat, n-are. Da, poliția, sunați la 112 și a să întrebați protecția minorilor, că ea, și iară lucrează azi. Am înțeles. Bine ați venit la microfonul liber. Hai, la microfonul.